Bine ați venit, dragii mei berbeci, la previziunile pentru săptămâna 8-14 august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea a doua, la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei interesați. Dragi berbeci, în primul rând, este o săptămână foarte interesantă pentru voi. O săptămână în care, luni și marți, foarte mult sunteți concentrați pe relația cu autoritățile, vă concentrați mult pe reputația voastră, pe modul în care vă manifestați. Deci, poate aveți, știu eu, drumuri de făcut, poate aveți de rezolvat anumite probleme din acest punct de vedere. Miercuri, joi, și să spun așa, da, miercuri, joi, berbecii socializează mult, se întâlnesc cu prietenii, discută, intră în tot felul de grupuri. Chiar sunteți foarte bine aspectați din acest punct de vedere. Să nu uităm că, pe 11, Venus intră în leu, și asta înseamnă un moment pentru voi în care vă puteți găsi pe cineva neapărat în ziua de 11. În general, începând cu această dată pe parcursul lunii august. Deci vă puteți găsi pe cineva, puteți să Transformați o pasiune într-o sursă de venit principală, iarăși pentru berbecii care au astfel de ocupații, se rezolvă niște probleme care țin de un copil, care țin de persoana iubită pentru alții dintre voi, și e un moment bun în care berbecii se pot concentra mai mult pe distracție, pe relaxare, de ce nu. Și, de asemenea, relația cu um, copilul vostru interior începe să se schimbe începând cu această dată de 11 august. Înainte să fie această situație, berbecii au parte de un moment puțin tensionat. Pe 10 Venus face o cu Pluton și atunci e posibil să fie anumite discuții în familie care vizează în mod special niște investiții de viitor pentru unii. Pentru alții poate discutăm despre știu eu, o tensiune în familie care Poate să presupună și ideea aceasta de a discuta, nu știu, să divorțați sau alții să vă căsătoriți dacă stați împreună mutați de mult timp. Deci, sunt anumite discuții. De asemenea, poate aveți de rezolvat niște lucruri care țin de moșteniri, care țin de imobiliare, și atunci iarăși poate fi un moment puțin tensionat, dar, repet, se rezolvă. Această lună plină în semnul vărsătorului. Bine și vă concretizează un anumit plan pe care voi l-ați făcut undeva prin februarie v-ați pus ceva în minte sau ați început ceva împreună cu un prieten cu o prietenă. Poate ați auzit de o discuție, nu știu o, că un prieten se mută sau că cineva vrea să schimbe da ceva anume și atunci lucrurile acum se pot întâmpla. Bineînțeles că vor fi și anumite. Confruntări, ca să spun așa, chiar în legătură cu planurile voastre de viitor, în legătură cu uh, persoana iubită. Deci, poate acum cine știe eu, o discuție de genul, nu mai, nu mai avem aceleași planuri de viitor împreună sau vedeți că prietenii sau un grup de oameni da din care faceți voi parte ar putea să agite puțin spiritele în plan personal în această perioadă. Ce mai avem aici? Um, în weekend, tatăl vostru, Marte, face un trigon cu Pluton și asta vă ajută tare, tare mult, ca în sfârșit să aveți și voi curajul să... Ori să arătați celorlalți ceea ce faceți, ori e un moment în care berbecii au curajul să investească în ceva anume. Da? și vedeți că iarăși puteți să rezolvați niște probleme care țin de zona aceasta a banilor, care țin de zona aceasta birocratică pentru alții dintre voi. Dar discutăm și despre o încheiere, așa cum e un moment foarte bun. Bineînțeles că tensiunile care se petrec, asta vă determină să acționați, pentru că tot în aceeași perioadă soarele face o poziție cu, cu Saturn, așa cum am spus, și atunci berbești și se hotărăsc să meargă probabil pe cont propriu dintr-un anumit punct de vedere. Și asta este foarte, foarte bine. Iarăși, tot în relația cu persoanele apropiate vouă, vedeți că e o săptămână în care pot apărea iarăși tensiuni da, în legătură cu banii și în legătură cu investițiile de viitor împreună cu persoana iubită sau pot avea legătură chiar cu un proiect pe care voi vreți să-l puneți în, în aplicare. Vineri, sâmbătă ar fi bine ca berbecii să se mai odihnească puțin, nu exagerați cu munca, nu exagerați cu ă, distracția, dar nu, nu cereți de la voi mai mult decât se poate Și apoi de duminică încolo sunteți în formă, faceți ce vreți voi, vă relaxați, vă simțiți bine Hai să vedem ce vă spune și oracolul Oracolul vă spune că e bine să știți faptul că sunteți iubiți, faptul că sunteți apreciați. Și să credeți în noroc, da, să credeți că lucrurile se pot materializa să vorbiți mai puțin și să simțiți lucrurile mai mult. Repet, mai ales chiar spre weekend, da? vineri, sâmbătă, atunci ar fi bine să vă deschideți puțin simțurile sau să fiți atenți la ce visați, să fiți atenți la mesajele care vin către voi. Hai să vedem ce vă spune și tarotul A început citirea. Soarele pentru bărbec, spânzuratul, asul de cupe, împărăteasa, echilibrul, valetul de cupe, 10 de băte și energia generală pentru berbec este judecata. Berbecii se pare că se revăd cu o persoană foarte dragă lor. Faceți un drum în această săptămână, programați o ieșire, nu știu, mergeți undeva sau vă vine cineva în vizită pentru alții dintre voi. Acest drum vă ajută să vă clarificați anumite situații, vă ajută să puneți lucrurile în mișcare. Văd aici clar că Soarele este arcana din centru citirii voastre, iar Soarele atunci când apare într o citire luminează tot, adică dă o notă mult mai pozitivă fiecărei cărți, da? Soarele aici chiar vă spune că în această săptămână, berbecii își pot clarifica anumite probleme care țin în mod special de planul vostru profesional, pentru că acolo văd că sunt niște probleme, da, sau ceva ce ține de uh, banii voștri, da, de ce nu? Pentru că în plan personal, pur și simplu, lucrurile devin extrem de frumoase și o să discutăm imediat. Uh, unii poate așteptați un răspuns din partea autorităților sau din partea unei instituții. Hai să vedem. În mintea voastră aveți spânzuratul și aici clar vă simțiți puțin sacrificați, vă simțiți puțin blocați. Alți berveci pur și simplu vreți o pauză, vreți un concediu, vreți o vacanță, vreți să vă liniștiți. Începeți să vedeți lucrurile altfel, începeți să vedeți o anumită povară ca fiind o oportunitate pentru voi. În inima voastră aveți asul de cupe și așa cum vă spuneam, unii berbeci, vedeți că puteți să cunoașteți o nouă persoană acum. Sau dacă vă doriți un copil, tot înainte că acum e momentul. Doar pentru cei care vă doriți. De asemenea, o veste bună sau o relație bună pe care o aveți cu persoanele apropiate vouă, persoana iubită, cu un copil și așa mai departe. Vă doriți foarte multă atenție, vă doriți foarte multă iubire, însă văd că sunteți dispuși să și oferiți, iar asta contează enorm de mult. Mai departe aveți împărăteasa la baza manifestărilor voastre care vă transmite faptul că în această săptămână perbecii sunt foarte concentrați pe starea lor de confort, pe starea lor de bine. Asta contează foarte mult pentru voi, iar în unele cazuri, pentru Doamnele, da, care sunteți mame, da? Vedeți că, să spun așa, o să aveți tendința să fiți mult mai iubitoare decât de obicei, o să aveți o relație mult mai bună cu copiii, ca să spun așa, deci e momentul vostru. Pentru domni, iarăși, o femeie ar putea avea un rol important. Este o femeie care ori are un copil, ori este o femeie care. Are un rol protector pentru voi care vă ajută, poate fi și o femeie care este foarte stabilă din punct de vedere financiar În exterior vă vorbeam eu de o împăcare, vă vorbeam despre un echilibru pe care reușiți să-l găsiți Și vedeți că e ceva ce ține de uh, o călătorie pe care o faceți În sens de explorare, nu neapărat să faci o călătorie peste mări și țări pentru unii da, dar nu-i pentru toți berbecii. Aici ideea este că reușiți să vă împăcați cu cineva sau reușiți să reluați o legătură. Apoi avem aici valetul de cupe. Cineva vă face o invitație undeva anume și ar fi bine să mergeți pentru că v-ar prinde foarte, foarte bine. Pe de o parte, pe de altă parte, văd foarte multă apreciere, văd că relațiile cu persoanele apropiate, vouă, cu persoana iubită, cu membrii familiei sunt foarte bine aspectate, dar, repet, să vă așteptați totuși și la o săptămână în care se pot lua anumite decizii importante în plan personal. Dar, repet, sunt decizii foarte pozitive. Apoi, avem 10 de bâte. Posibil pentru unii bărbați să aveți o săptămână în care sunteți și. Preocupați, da? apar multe activități de făcut, vă simțiți copleșiți, și așa cum v-am spus, ar fi bine pe final de săptămână să nu vă supra-solicitați. Nu știu că 10 de bâte vine cu o energie foarte apăsătoare. Pe de o parte, pe de altă parte, auziți de o persoană mai îndepărtată de voi, din punct de vedere fizic sau energetic, care are niște probleme. Da? Are multe lucruri de făcut. Și acest aspect să știți că vă determină pe voi să vedeți viața puțin diferit sau să abordați puțin diferit situația respectivă. Dacă așteptați un răspuns pe zona birocratică, da, vine, în schimb, ori vine mai greu, ori sunt niște blocaje, ceva se întâmplă acolo, ori este aglomerat în perioada asta în partea respectivă, ori oamenii sunt în concediu, deci ceva aici se întâmplă. Dragi berbeci, acestea au fost previziunile pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine la previziunile zilnice, dar și la previziunile pentru această lună august, pentru că mai urmează evenimente foarte importante pentru toată lumea. Vă îmbrățișez și să aveți o lună august cât mai frumoasă, dar chiar vă sfătuiesc în această săptămână să... Dați dovadă de curaj și să încheiați ceea ce aveți de încheiat și să ieșiți puțin din tipare, mai ales când vine vorba de zona financiară.